Bună seara! Ce, mă bucur să vă revăd, doamna doctor. Ce faceți? Cum sunteți? Mulțumesc, mulțumesc eu cu soarele, eu cu lumina, aici cu energia. Sunt în Marbella, în Spania și mă bucur să răspund la invitația ta. M-am așezat aici într-un foișor, să știți că se vede marea în spate, Eu am foarte crezut că e frumos. tapet acolo. Da. La început când am vorbit, foarte tare. Da, Super. și mă bucur că m-ai invitat să vorbim astăzi despre medicină. Da, de mult îmi doream să vă invit. Eu am făcut așa o pauză în aceste emisiuni și acum mi se reiau și am vrut să reiau cu dumneavoastră. Cândva noi am mai făcut emisiuni împreună. Mi-era dor să vă revăd și să știu ce mai faceți și v-am urmărit și pe YouTube și știu că v-ați făcut o clinică în Marbella, în Spania, că aveți o clinică la București, că știu la Pitești unde am venit eu acum vreo 20 și ceva de ani. De când ne cunoaștem și mi-a prins foarte bine la momentul ăla și în fiecare moment. Și acum când am văzut că v-ați mutat în Spania, când am auzit, de fapt, m-am și gândit, zic, băi, dar s-a mutat, dar noi cum mai ajungem la dânsa? Mă și gândeam cât o fi avionul, unde ne luăm cazare. Draga mea, medicina a evoluat, a evoluat foarte mult. La ora asta sunt aparate performante și IT-iști foarte buni care pot să managerieze acest lucru. Știi, la mine e simplu, eu sunt în foișor aici. Da. Da, și pot să consult, să știi că și de acasă pot să consult dacă doresc, dar nu fac asta, o fac din clinică, dar pot să consult în orice loc în care există un aparat performant de fizică cuantică, un pacient și un terapeut. Și, de Super. asemenea, pot să fiu la distanță, se numește consultație online, dar asta nu presupune că pacientul este oriunde, ci că medicul poate fi oriunde. Și uite că și medicul poate să-și ia un laptop performant cu el la distanță, să călătorească și să consulte în același timp. Acum, eu nu fac asta, mi-aș dori, dar nu fac asta. Din păcate, stau dimineața până seara și consult, Sigur. Stai un pic, dar e aveți o clinică oportunitate. acolo în Spania, consultați, nu? Acum, da, consult în Spania, dau drumul săptămâna viitoare. Am primele consultații în Spania, da, am fost foarte bine primit aici, vin foarte mulți români să se consulte, pentru că eu aveam de mult pacienți care veneau din Spania în București și acum știi cum e, dacă m-am mutat aici, le e mai ușor. Super, adică cumva dumneavoastră cum faceți consultații în comunitatea română, mă gândesc că o să aveți și spaniol până la urmă dacă învățați limba, ce vorbeam puțin mai devreme, că până la urmă și Draga spaniol. mea, un medic poate să trateze orice persoană. Eu am tratat și în București persoane de naționalități diferite. Ființa umană este aceeași, cu aceleași probleme, fie că Exact. este spaniol, fie că e neamț, fie că e Nu englez, fie că este contează, român. da. Toată lumea are așa, depresie, atacuri de panică. Mai Ridic ales în perioada asta, acum, la depresie, atacuri de floricitatea, da. panică, anxietate, adică pe unde mergem din astea auzim. Cumva sunt doar sunt manifestări, dar la un moment dat netratate, neelucidate, neidentificate, pot merge către o boală chiar mult mai gravă decât stadiul de depresie sau de De anxietate. exemplu, către boli cronice și autoimune, că aici este problema, Exact. că noi avem tot felul de simptome la un moment dat. Mă refer la pacienții care au boli autoimune, să știi că sunt foarte mulți. Și ei au avut simptome în trecut cu diverse probleme, le-au neglijat, n-au găsit medicul potrivit, aranjamentul potrivit, știi cum este, banii Exact. necesari poate, sau disponibilitate, sau poate n-au fost deschiși să se ducă la un medic să se investigheze și așa au ajuns încet, încet să aibă infecții repetate, să aibă probleme care s-au adunat în toate corpurile, pentru că astăzi am și glumit când am văzut, m-am distrat în sinea mea când am văzut ce temă mi-ai propus și mi-am dat seama că este foarte interesant și să știi că am participat cu drag. Super tare! Știți ce? Pentru început, cei care ne urmăresc, aș vrea să le vorbiți un pic despre această de medicina homeopată, că să știu că vă ocupați, cel puțin atunci când ne-am cunoscut noi și de atunci practicat medicina homeopată. De asemenea, sunteți medic de medicină holistică. Ce ar putea să înțeleagă un om din toată treaba asta? Adică cum medicină holistică?
Draga mea, este titlul emisiunii, că ne ținem emisiunea acum, știi? Întrevederii pe care tu mi-ai propus-o. Tu mi-ai propus să vorbim astăzi despre sănătatea fizică, da, despre sănătatea emoțională, despre sănătatea, despre dezvoltarea personală și dezvoltare spirituală. Și asta spuneam că în momentul în care am văzut titlul, am fost așa de bucuroasă și în același timp am râs, pentru că este definiția medicinii holistice. Ah, ce tare, da, de nu m-am gândit, pur și simplu, da. Dar chiar pe mine mă interesează și subiectul, da. Și am primit multe de la fete, de la grupurile mele de cursanți, am primit tot felul de mesaje, întreabă și asta, întreabă și asta, dar dacă tot este dânsa invitată, da, tot am prins-o, da, în emisiune, întreabă și asta și asta. Aș vrea să începem să ne dezvăluiți puțin despre cea, care, după părerea dumneavoastră, care este cea mai vulnerabilă zonă? Zona pentru un om, evident, mental, emoțională sau cea sufletească? De unde credeți că se pleacă până la urmă? Draga mea, în primul rând că trebuie să știi că pacienții vin la medic cu partea fizică. Acolo se vede. Noi nu ne deplasăm foarte mult la medic decât pentru partea fizică, adică mai ales atunci când ne doare. Sunt foarte puțin, 30% din pacienți, din oameni în general, să nu-i numim pacienți, da? Că pacient presupune să fie un pic și bolnav, știi? Adică din persoane. Da, din persoane care vin la medic, în primul rând, ca să investigheze celelalte părți, pentru că sunt foarte multe foarte puține persoane care știu că noi avem 4 corpuri. De fapt, avem mai multe. Deci, oamenii nu știu că noi suntem complexi, nu știu că suntem energie. Noi, dragii mei, suntem așa, parte fizică, cu care mergem de obicei la medic și mai ales când ne doare, parte emoțională, parte mentală, spirituală, dar e ceva foarte interesant, de care nu vorbește nimeni și pe care eu l-am dezvoltat și l-am lucrat și am ajuns la o performanță medicală, am ajuns să deschid clinici în străinătate, și anume corpul energetic. Corpul energetic este unul din corpurile subtile, el nu se poate vedea, el nu se poate măsura, nu-ți dai seama, decât cu aparatură de fizică cuantică de ultimă performanță. Și acest corp energetic, adică respectiv calitatea și nivelul de energie în chakre, în meridiane, asta înseamnă corpul energetic, îți dă niște informații, draga mea, Georgiana, niște informații extraordinare, în primul rând despre partea informațională energetică a corpului, care ele sunt cu reflectare foarte mare în corpul fizic. Cu alte cuvinte, eu dacă investighez la aparat, și tu știi că ai fost la un astfel de aparat, te investighezi pacientul, eu pot să îți spun ție foarte repede, în câteva minute, pot să spun toate bolile cu care te-ai confruntat în ultimul an, fără să-mi spui tu așa ceva, adică tu nu-mi spui nimic și eu îți spun toate bolile. De asemenea, îți spun care este, cum spuneai tu, punctul vulnerabil, adică spun dacă problema este în plan emoțional, mental sau sufletesc, sau decât în corpul fizic, ceea ce foarte rar se întâmplă să fie decât în corpul fizic. Dacă se leagă până la urmă. Da, și de asemenea pot să prevăd tendința la boala ta pe următorii ani, ceea ce înseamnă prognostic medical, ceea ce înseamnă o posibilitate de prevenție până la urmă, adică posibilitatea ca să nu, dacă corectezi anumite lucruri, să nu te îmbolnăvești. Ori acest lucru în medicină este extraordinar de interesant. Este o idee pe care medicina holistică, care apropo include într-o bucățică mică medicina homeopată. Deci homeopatia e o mică bucățică din medicina holistică. Medicina holistică este foarte amplă. Este tot ce cuprinde corpul fizic, corpul mental, corpul emoțional, partea sufletească, toate la un loc, interacționate, plus medicina energetică, această integritate care ține de abordarea către pacient prin aparatură, ține de tratamentul complex. Ok. Deci putem continua pentru ca oamenii să ne vadă, să ne și să vă audă pe dumneavoastră, că eu nu fac decât să vă adresez întrebări. Și mi se pare foarte mare importanță, adică cum spuneați că atunci când vorbim de sănătate, e cel mai important lucru. Ce ar însemna pentru o persoană care vine la cabinetul din București? Cum, adică cum oamenii ar putea să ia legătura cu dumneavoastră? Prin telefon, pe Facebook. Eu sunt foarte activă pe Facebook, draga mea, postez zilnic
Și acolo se găsește și numărul meu de telefon. De asemenea, poți să intre pe YouTube. Am foarte multe emisiuni, peste 4.000 ceva de emisiuni pe YouTube. Da. Și pe o parte din ele, marea majoritate, este și numărul meu de telefon, pe care mi l-am schimbat de foarte mult timp, de peste 10 ani de zile. Și de asemenea, poți să mă contacteze. Acum prepar un nou site, da? E un site, va fi în română, engleză și spaniolă, în care vor fi toate locațiile, dar pentru că sunt în mutare, încă nu este gata, dar la simplu telefon, avem două telefoane, ar fi și telefonul meu personal, care e permanent deschis până seara târziu, pentru că sunt unul din medicii care răspund la telefoane. Știu, eu știu treaba asta, dar trebuie să afle și lumea. Aș vrea să vă întreb, în legătură cu această zonă vulnerabilă, atât mentală, emoțională, sufletească, considerați că între creier, psih și organ există o legătură, deci acea triadă creier, psihic, organ? Da, conexiunea este energetică. Energetică, este conexiunea a corpului subtil energetic, care până acum nu a fost luată în calcul. Deci noi practic învățăm în facultate despre toate acestea, ne-am prins că suntem complexi, ne-am prins că trebuie și partea psihologică și psihică și sufletească, dar asta este marea descoperire pe care a făcut-o medicina holistică. Ea a venit cu descoperirea acestui liant. Există un liant care unește tot și anume este energia. Și era normal să fie energia. Practic, dar știința a demonstrat. Uite, Tesla a spus că dacă vrem să înțelegem universul, să o gândim în materie de... Deci Tesla nu spune oricine, să gândim în materie de energie, frecvență și vibrație. Sigur că da. Dar ideea de la o descoperire până la a măsura și a spune pacientului ce boală urmează să se întâmple, de exemplu, s-ar putea să urmeze un accident vascular cerebral. Și persoana are 50 de ani, înțelegi? Sau 45. E foarte interesant când poți să afli asta mai devreme. E foarte interesant când poți să previi acest lucru. Pentru că altfel, sau un infarct miocardic. Deci am avut o pacientă odată care a venit, draga mea, să povestesc, a venit cu o structură energetică care prevestea un infarct în curând. Și când am văzut așa, era, la mine arată foarte mult roșu, știi, roșu nu e bine ca la semafor. Și în momentul în care era așa, eu am întrebat-o ce s-a întâmplat, că aici e o problemă, zic, e ceva emoțional foarte puternic. Și mi-a spus, da, sunt în scandal cu sora mea, mă bat pe o bucată de pământ care ne-a lăsat-o mama și e și dreptul meu, sora mea nu vrea și uite așa și mă cer cu sora mea și nu mă simt bine. Și eu i-am spus, bine, dar ai putea să mor, că uite cum arată. Arată că... Și ea zice, da, da, am dreptate. Și am pus-o să aleagă, am spus, eu în locul tău, cum aș face? Cum mă sfătuiți, a spus. Eu în locul tău, i-aș ceda partea mea. Și de ce i-aș ceda partea mea? Pentru că mi-a spus că sora era de undeva de la țară, ea avea totuși puțină posibilitate, ei nu era problema de bani, se părea incorrect. Și am explicat, sora ta poate nu poate să înțeleagă acest lucru, poate are nevoie de acest lucru și eu, din partea mea, s-a sugerat să cedezi tu. Pentru că acest lucru ar aduce o undă de împăcare între voi două, o iubire pentru chakra ta inimii, că avea chakra inimii blocată. Și că uite, tu ești în prag să faci infarct, deci nu funcționează acest lucru. Și vreau să spun că m-a ascultat. I-a telefonat surori, i-a cedat și i-am și spus, Dumnezeu o să-ți dea minte înapoi. Și așa s-a și întâmplat. M-a sunat după ceva timp și mi-a spus, doamna doctor, ce bine că mi-ați dat această sugestie, pentru că nu-mi dădeam seama cât rău îmi făceam personal, mi-am pierdeam și sora și până la urmă, pur și simplu, lucrurile s-au aranjat. A fost o beneficitate, cum ați spus. A fost extraordinar. Doamna doctor, vreau să mai întreb, așa, să intrăm un picuț mai profund în ceea ce înseamnă sufletul. Încă de când ne naștem sunt acele răni emoționale și cred că nu există ființă vie care să nu fie avut în copilărie traume sufletești pe care le activează părinții, mama, tata sau cei care ne cresc la momentul ăla. Aceste traume, la un moment dat, noi le cam uităm. Sau cumva creierul dă un, nu știu, dă un reset și șterge ce nu ne-a plăcut. Sunt traume profunde, sunt traume sufletești, sunt traume pe care noi deci nu ne le mai amintim. Cum am putea să facem să le aducem cumva în conștient, în partea noastră conștientă și să începem să vindecăm că sunt niște blocaje pentru noi până la urmă aceste traume sufletești? Dumneavoastră cum vedeți ca medic? Draga mea, eu am rezultate pe tema asta. Deci eu la ora asta în cabinetele mele vindec traumele sufletești, dar cum anume se întâmplă? E foarte interesant și asta e o idee pe care nimeni n-a spus-o până acum, să spun ție în premieră, să știi. Trauma care este sufletească trece prin toate corpurile.
Deci are un corespondent și în partea mentală emoțională și în corpul fizic se vede, până în corp, până în, și în partea energetică, până în corpul fizic. Da. O traumă, de exemplu, să-ți dau un exemplu, o traumă de abandon, da? Exact. O traumă de abandon, care este pe prima chakră, are un corespondent în fizic într-o problemă, de exemplu, la un moment dat apare pe, la nivelul pacientului, infecție ginecologică sau apare un HPV. Trauma de abandon e generată de către părintele de sex opus, eu știu, de la cele 5 răni și cumva și în fizic se regăsește această traumă. Apare exact în chakra respectivă. Exact. Da. Dacă este, de exemplu, și apropo, noi avem vibrații pentru HPV. Dacă este o traumă, de exemplu, în chakra numărul 2, poate să fie cu mama, poate să fie ceva rana de umilire, de obicei cu mama e rana de umilire. Sau de respingere. Sau de respingere, da? Exact. Da? Și atunci trebuie să știi că persoana respectivă face, de exemplu, diverse probleme, cum zic, cancer uterin, sau face chistri ovariene, sau tot felul de lucruri în zona ginecologică și în zona uterului, adică în chakrele 1, 2, 3 posibil în zona aia. Dacă există alte de nedreptate, de exemplu... Sau de trădare, da, exact. Deci fiecare rană are un corespondent. Da, trebuie să fie un corespondent la nivelul coloanei și la nivelul rinichilor și ficatului. Deci, vezi, cu alte cuvinte, trauma cumva se implementează, se fixează, se bate undeva, se fixează undeva în corpul fizic printr-o boală. Și atunci este foarte interesant că, de fapt, așa și apar și bolile autoimune, cumva, într-un fel că, de fapt, bolile autoimune sunt un fel de traume nerezolvate, care ele, acolo e foarte complex, la un moment dat există și un blocaj la nivelul sistemului imun, există și niște infecții foarte vechi de-a lungul timpului care au fost adunate ca urmare a acestor traume. Deci, ca să înțelegi cum arată corpul nostru, sănătatea noastră, este pe straturi energetice. Momentul în care, de exemplu, pacientul vine la mine, eu văd stratul exterior. Acolo, de exemplu, apare o infecție renală. Scot infecția renală, pacientul arată un pic mai bine la aparate și apoi data viitoare când vine, mi-am apar încă două infecții. De exemplu, o infecție renală cu o infecție ginecologică. E următorul strat. Scot aceste infecții, două, trei ore la aparat sau depinde, și apoi mi-apare puțin bine din nou, după care mi-apare un alt strat cu durere sufletească foarte mare, cu blocaj și depresie. Deci acest curăță, cum ar da, și acest lucru ar corespunde, de exemplu, unei situații care s-a întâmplat în viața pacientei la 30 de ani. Înțelegi? Apoi mai curăț acest lucru, se reglează energetic, apare puțin bine, apoi apare o problemă foarte mare, ca, de exemplu, apare o dezamăgire foarte mare pe care a avut-o în adolescență. Și acest lucru se reflectă la nivelul ficatului și la nivelul pancreasului, în zona plexului solar. Dezamăgirea e legată de pancreas, e legată de iubire și așa mai departe. Și apare la nivelul plexului solar. Și apare ca un aspect de hepatită. La mine apare ca o pur și simplu, că a fost o supărare foarte mare. Cu alte cuvinte, eu fac un fel de derulare a tuturor evenimentelor din viață care au corespondent atât în plan sufletesc, atât în plan mental, emoțional, dar și în fizic prin infecții. Și aceste infecții suprapuse, care sunt din prima zi a nașterii până la, să zicem, cât vine pacientul la mine, 45 de ani, s-ar putea să găsesc vreo 5-6 sau până 5, la 15 infecții. Aceste infecții, atenție, ele nu apar în corpul fizic neapărat. Ele nu apar nici în examenul de urină, nu apar nici în analize, ele sunt implementate la nivel informațional energetic în anumite straturi ale corpului, energetic și, să zicem, mental-emoțional, în organe, dar în conexiune cu emoțiile, în conexiune cu partea mentală, pentru că există corespondență între partea emoțională și organe. De exemplu, furia se duce foarte mult la ficat. Da. De exemplu, vinovăția apare de obicei în primele chakre sau apare pe uter sau apare la nivelul gâtului. De asemenea, dezamăgirea apare la nivelul pancreasului, iar frica, dezamăgirea din dragoste apare la nivelul inimii. Înțelegi ce vreau să spun? Da, frica. Rinichi, exact. Și îngrijorarea, anxietatea la stomac. Da, atunci trebuie să știi că, de fapt, toate bolile noastre ne vorbesc despre problemele noastre, ne vorbesc despre traume, ne vorbesc despre tot. Numai că noi aveam avut nevoie până acum de un medic care să implementeze și care să poată să observe lucrurile în întregimea lor, de aparate performante care să investigheze și să vadă completul, știi, în totalitatea lui.
și să poată să le elimine încet, încet, să le rezolve. Eu am avut o felul de cazuri de traume rezolvate, deci în momentul ăsta. Bine, e nevoie de foarte mult timp. E nevoie de angajament din partea pacientului. E nevoie Dar pacientul înțelege că în prima fază este puțin mai rău? Descarcă? Pacientul de aia vine că e rău, știți? El nu vine că are traumă, draga mea. Pacienții vin că le rău. Da. Numai, ăsta e motivul, da? Pentru orice parte. După ce dumneavoastră dați tratamentul, a face o infecție. După care să curățați în profunzime și iar se trezește cu o infecție. Iar este bine, iar se trezește cu ceva. Acceptă pacientul, poate să înțeleagă că până la urmă el înțelege, nu e magie. El înțelege. Da, ai dreptate, ce mă întreb. El înțelege pentru că vede pe aparat. Deci este foarte interesant, această aparatură are un sistem în care poți să faci comparație de prima dată până de fiecare dată când vine la controle. Eu fac aceste controle gratuit, vreau să spun. Eu, la mine oamenii plătesc decât o singură dată și apoi totul este gratuit, să plătesc de tratamente. Dar acest, să zicem, deja vu, de la consultația de acum până la prima consultație, ne arată pe noi, ne arată nouă toată evoluția stărilor mentale, emoționale și sufletești ale pacientului și toate infecțiile scoase. Deci apare că vede tot ce am scos. Da, vede, am scos și asta. Exact, da. Și să știi că am găsit foarte multe infecții în zona asta, la femei, bineînțeles, zona ginecologică, conectată cu zona renală. De cele mai multe ori există o similitudine, în sensul, o relație între infecția ginecologică și renală, merg împreună. Uh-huh. Îți dau un exemplu, că nu pot să rezolv uterul unei femei, de exemplu, cu fibrom uterin, da? Avansat și mare, sau probleme la nivelul de gen chisturi ovariene, dacă nu verific, dacă nu cumva ești o infecție renală, 90% din cazuri este conectată o infecție ginecologică sau mai multe, cu mai multe infecții renale împreună. De ce? Pentru că pe cele două zone, respectiv rinichiul și zona aceasta a uterului, ele sunt conectate printr-un meridian energetic, care se numește Daimo. Și în medicina chinezească, el se vede pe aparat și poți să-ți dai seama foarte clar că ele merg împreună, adică sunt energetic în același sens, știi? Și atunci scot infecții renale cu ginecologice, de exemplu, în aceeași terapie de 2 ore jumătate, 3 la pacient. Uite ce, da, mi-a dat o idee acum, că noi o să ne mai vedem, probabil peste o dată, la o lună sau la o lună și jumătate. Mă gândeam să vă propun să luăm așa cumva pe bucățele. Acum facem un soi de emisiune în cadrul general. Să știe oamenii, da, ce înseamnă holistic, cine este dumneavoastră, cu ce vă ocupați. Dar mi-ar plăcea să o luăm pe bucățele. Uite, infecțiile genitale. Am foarte multe cliente, eu, la mine la cabinet, cu care lucrez pe traumă. Dar ca efectul sau să se întâmple mai repede vindecarea și nu tratarea, ar avea nevoie de dumneavoastră, care să veniți și din punct de vedere, zic, material, cu acea aparatură, să vedem de unde îi se trage, să-i dați, știu că și dați tratament. Știi, din punctul meu de vedere, noi nici nu putem să vindecăm trauma 100% dacă nu scoatem peste tot, așa, știi, înțelegi? Adică noi trebuie să scoatem informația din toate corpurile. Și dacă cumva există implementate mai multe infecții ginecologice cu renale la nivelul zonei ginecologice, trebuie să știi că trauma poți de moment să o scoți, să zicem așa, tu crezi că ai scos-o, dar la prima chestie se reactivează. Ea se reactivează și cred eu că reactivările astea au legătură cu prezența acestor infecții. În medicină se numesc spine iritative, adică un fel de capete de boală. Mm-hmm. Pentru că să știi că, de exemplu, dacă vorbim de 7-8 infecții ginecologice, pacienta le-a avut, cumva. Da. Adică în adolescență a avut o problemă. Tot face o candida. După naștere și așa mai departe. Dar el le-a tratat, poate le-a tratat cu antibiotic, dar nu le-a tratat până la capăt. Uh-huh. Și nici măcar n-a înțeles să le conștientizeze, pentru că, de fapt, fiecare lucru care vine în viața ta, dacă este super infecție, că este șoc, vine cu o conștientizare, el nu vine degeaba. Exact, să arate unde greșești comportamental. Exact, dacă tu vrei să închizi subiectul, da, te-ai îmbolnăvit, să zicem, îți dau un exemplu. Dacă tu vrei să închizi subiectul, tu trebuie să faci și conștientizare pe lângă antibiotic și pe lângă rezolvarea infecției. Sunteți de acord să discutăm de partea asta genitală la următoare emisiune, adică să dezbatem ce înseamnă, nu știu, candida, herpesul genital. Eu am fetiță de 13 ani cu herpes genital.
Herpesul și este domnișoară, adică acuma, e vizitină. Da. Îți spun de acum, este o vibrație foarte joasă. De asta înseamnă că acolo sunt vibrații foarte joase și, în primul rând, tot ce ține pe zona ginecologică, vorbim, da? Da. Așa. Zona asta ginecologică înseamnă relație cu mama și înseamnă lipsă de încredere foarte mare. Foarte mare lipsă de încredere. Și atunci cum se face, eu cum lucrez în astfel de situații, eu ajut, pentru că trebuie să știi că corpul uman, respectiv aura, este conectată foarte mult la aura mamei. De exemplu, aura fetiței de 13 ani este într-o conexiune puternică cu aura mamei și cu centrii energetici ai mamei. Și în momentul în care avem un copil, o fată de 13 ani care are o problemă de încredere, înseamnă că ea n-a cuplat, ea n-a fost inițiată de mamă în a fi în feminitate. Da? Că acum se face inițierea, până la urmă e o fetiță, dar trebuie să înceapă inițierea. Da. Inițierea se face de mică, da? Și n-a fost inițiată în feminitate și, de fapt, e o lipsă apartenenței la feminitate care a început deja să se manifeste. Uh-huh. Și acest lucru se întâmplă pentru că nici mama nu e în feminitate. Ea trăiește în rușine, fetița. Exact. Adică și are nici rușine de organele genitale, nu le suportă. Uite, chiar mi se pare foarte... Pentru că renegă feminitatea. Exact. Bun, renegă feminitatea pentru că n-a acceptat-o, dar n-a acceptat-o pentru că mama ei, într-un mod subtil, n-a acceptat-o, chiar dacă nu conștientizează acest lucru. Da, mama ei cumva vrea să vadă această emisiune, m-a și rugat să înregistrez. Pentru că sunt mulți, da, cu job și mulți m-au întrebat, e înregistrată? Da, o înregistrăm și o să și descărcăm la final să le trimit celor care, pe care cumva aici îi nominalizez. Mi se pare foarte tare ce spuneți, pentru că e un copil foarte bun, e fețe foarte bună, înțeleaptă, cu minte frumoasă, dar relația într-adevăr cu mama încă nu este conștientizată, de către mama nu este conștientizată. Mama consideră... Acum ce e de făcut, Georgiana, vreau să-ți explic. Eu îi tratez pe amândoi, adică tratez și mama și copilul în situații de acestea, pentru că în momentul în care tratăm energetic și o să vezi că și mama are probleme fizic pe zona ginecologică, atunci în momentul acela și pe zona renală, că lipsă de curaj în a exprima feminitatea, în momentul ăsta se rezolvă la pachet amândouă. Super tare. De ce se rezolvă la pachet amândouă? Pentru că, draga mea, în momentul în care face saltul mama face saltul mai ușor. Pentru că ea totuși este o persoană care conștientizează. Da, vibrațional, adică pe un alt nivel de vibrație, pe un alt nivel de frecvență. Vibrație și de conștiință, da. De conștiință, da. Și atunci ea va face un salt mai ușor, are și motivația ca să-și ajute fica și în momentul acela se produce, vindeci două suflete deodată. E foarte interesant. Eu tratez foarte multe consultații pe care le fac în medicina holistică, le fac în familie. Eu le fac cu soțul și soția de față, le fac cu trei generații de față, pentru că foarte multe lucruri, traume de astea, vin din spate. Noi când ne încarnăm, trebuie să știi că venim aproximativ în același traume, același gen de traume în tot neamul. Noi avem mai multe traume, 5 categorii de traume și dintre care cam 3 sunt, venim să lucrăm 3, dintre care una sau două, rare ori, dar una e primordială. Da, e una cea mai importantă. Avem cam pe toate, cum ar veni, dar una chiar o avem. Le avem pe toate, dar le lucrăm pe rând. Le lucrăm pe rând, da, bravo, că nici nu ai timp toată dată și nici nu ai timpul, adică în fiecare zi să stai numai de asta. Da, mi se pare foarte tare. Vezi tu că impactul este foarte mare, se lasă cu buba, știi cum este? Adică se lasă cu boli grave, se lasă cu boli autoimune, se lasă cu tot felul de lucruri care impactează și partea mentală emoțională, impactează încrederea, impactează relațiile, impactează cariera, impactează banii, impactează partea sexuală, tot impactează. Și atunci trebuie să înțelegi că e foarte important să ținem cont de aceste traume și, de fapt, medicina holistică vine cu această perspectivă a prevenției. Eu fac cursul de prevenție în care, în funcție de latura mental-emoțională, am făcut o conexiune cu partea medicală. Adică am găsit o corespondent și asta e de noutate, trebuie să știi din nou, pentru că nu este pe piață acest lucru. Este o corespondent între cele 9 tipuri de personalități umane și boli. Și atunci vedem că fiecare din personalitatea noastră, noi aparținem fiecăruia uneia din cele 9 personalități și suntem predispuși, draga mea, la o boală. Sau adică la un gen de boală. Tipare mentale. Vă referiți la tiparele acelea mentale? Da, cele 9 tipare mentale și noi suntem predispuși la anumite categorii de boli. Îți dau un exemplu, perfecționiștii, da? Sunt predispuși să facă boli de ficat, întotdeauna când vine un perfecționist pe ușă, că eu știu deja, adică eu recunosc imediat un perfecționist la distanță. Da, perfecționist. Știu că este perfecționist, își așează de foarte multe ori hainele, știi tu, adică Din tiparele
acestea, da, exact. Și vreau să știi că el are tendințe, deci îi controlez întotdeauna ficatul la un perfecționist, adică mă uit la ficat prima dată, apoi mă uit la rinichii lui, pentru că întotdeauna energetic trebuie să știi că medicina chinezească, rinichii sunt un fel de mămică pentru ficat. Și atunci, dacă ficatul este bolnav, întotdeauna cad rinichii, următorul organ sunt, organe sunt rinichii. Și întotdeauna o boală de ficat este însoțită de probleme de rinichi, adică infecții renale, calcul pe rinichi, chisturi renale sau, de exemplu, cum să zic, rinichi polichistici diverse. De cele mai multe ori, și asta e și secretul și de vindecare, pentru că, de exemplu, am cazuri de ciroză vindecată. Și la ciroză secretul este, ca să poți să vindeci ficatul, trebuie să duci să vezi cine îl hrănește. Și să aibă o hrană de calitate. Și cine îl hrănește pe ele sunt rinichii. Și atunci te duci și vezi, curezi rinichii, rezolvi rinichii, înțelegi, întărești rinichii, ca să poți să vindești ficat. Sunt lucruri care, conexiuni energetice care vin din medicina chinezească, de care noi nu avem parte în, când învățăm medicina obișnuită vestică. Și de aceea, pentru că eu am fost o tocilară nemulțumită, eu sunt unul din medicii care cum să zic, am fost așa premianta clasei, școlii și așa mai departe, și eu am fost foarte nemulțumită că nu vindecam și m-am dus să citesc, fiindcă asta știu cel mai bine să citesc, dintre toate lucrurile pe care le știu eu este că mi-am păstrat asta cu tocilara și tocilara de mine s-a dus să citească să vadă ce lipsește și mi-am dat seama că lipsește ceva, lipsea liantul acela, draga mea, Georgiana, lipsea liantul energetic pe care niciun medic nu l-a văzut până acum. Și anume, liantul este, cum e țesutul conjunctiv, știi, la corp. Țesutul conjunctiv merge peste tot. Exact, așa și aici, energia umple tot, culege tot, îmbracă tot. Și dacă noi intrăm și citim informațiile din corpul energetic, noi aflăm tot, draga mea. Aflăm așa. Da, mi se pare fabulos pentru că scurtezi timpul, afli mai repede, când stai să primești un diagnostic, stai să aștepți până îți vine diagnosticul, sau de multe ori, de foarte multe ori nu identifici cu adevărat cauza, spune, da, dumne, sunteți bine ca analize, dar tu totuși te simți rău. Da, și draga mea, și acum știi care este problema în medicina obișnuită? Medicul este pe bucăți. El nu este pregătit, nu-i se dă posibilitatea să se pregătească peste tot. Adică el nu poate să vadă întregul. De când medicina holistică a pregătit medici, cum sunt eu și alții, care pot să vadă întregul. E foarte important. Și de ce? Că n-ai o viziune completă. Adică, de exemplu, medicul obișnuit, da? Medicul de familie, că până la urmă tu te duci la medicul de familie, el te duce mai, te trimite mai departe la un medic, să zicem, de specialitate. Și după aia te duci, să zicem, nici mai este interniști acum, știi că erau foarte buni interniști. Era un fel de medici. Dar ei nu făceau partea asta psihică și psihiatrică. Și să zicem că zice medicul sau medicul specialist, cardiolog, se gândește că e și o componentă psihologică și îl trimite pe lângă tratamentul de insuficiență cardiacă, de exemplu, îl trimite pe medicul, pe pacientul respectiv la psiholog și apoi poate și la psihiatru. Dar trebuie să știi că aceștia trei nu vorbesc între ei decât prin hârtii. Da, pe da, dar care au problemele de genul ăsta și nu... E o vorbire ciuntită prin hârtie, pentru că sunt atât de întortocheate că ai văzut că dacă îți dă o hârtie de genul ăsta în mână, tu te duci la alt medic să-ți traducă. Exact. Sau spune, faceți-vă totuși un RMN. Și stai cu RMN-ul în brațe, știi, și acum ce fac cu RMN-ul? Da, că nu înțeleg. Și problema care este că, să nu mai vorbim că despre partea sufletească nu există specialitate. Corect. Atunci vezi tu, dacă există o traumă pe care tu tratezi, că tu tratezi traumele, dacă tu ai o traumă și tu vrei să rezolvi trauma, draga mea, tu n-ai medicul care, în mod normal, dacă n-ai avea un medic de medicină holistică, cum mă ofer eu să fiu pentru tine, da, care tratezi o traumă, tu nu poți să scoți, de exemplu, infecțiile ginecologice care îți punctează ție trauma în corpul pacientei. Și atunci te chinui acolo cu pacientul să-i rezolvi trauma, pentru că la primul val, de exemplu, o întâlnire... Da, o provocare, o ceva imediat, cade, noi spunem cade pe șină, adică iarul ia de la capăt. Da, sunt reactivările astea ale traumei, pentru că ele ți arată că n-ai rezolvat problema. Definitiv. Vezi tu cum este, când există o problemă de genul ăsta, ea este, ca să spun așa, energetic, este corespondentă în toate corpurile. E ca și când ai scoate, draga mea, un puroi și n-ai scos burbionul. Știi, burbionul e ăla cel mai important, adică n-ai scos teaca. Căpulețul, teaca, cum ar veni, da. Da, și ea reapare. Curățarea teaca aia e o infecție în fizic care, atenție, nu se vede. De ce nu se vede? E foarte interesant. Nu are cum să iese.
ca să iese, îi trebuie energie. Și energia asta îi trebuie sistemul imun, care e blocat de obicei, care are prea multe infecții. El s-a retras, e blocat și eu ce fac? Îi dau energie sistemului, eu nu fac nimic. Îi dau energie sistemului imun. Să ducă să facă treaba. Da. Și el se duce, draga mea, și scoate infecțiile pe rând pe toate. Deci noastră lucrați cu soldăței? Da. Îi armați pe soldăței, ăștia pleacă și își fac treaba cum ar veni, da. Și în tot corpul, că doar nu poate să trece doar la umăr. Pleacă cumva în tot corpul. El se duce unde e nevoie. La unde este nevoie, țintit unde el știe, este nevoie. Noi medicii nu știm. Noi credem că știm, noi nu știm. Uh-huh. Noi nu știm cum funcționează corpul foarte bine. Încă n-am descoperit acest lucru. De drept dovadă, eu îți vorbesc acum de niște lucruri pe care probabil cei care ne aud nu le-au auzit. Și tocmai acum s-au descoperit. Și de când tratăm noi lumea, adică, înțelegi? Da, corect, exact. Și acum apar noutăți, adică de atâta timp, îți dai seama. Totul e vechi, totul e nou. Deci cumva sunt de mult, dar noi acum am început să ne dăm seama că nu e chiar așa. Suntem ca un puzzle, ca un ansamblu, suntem ca un tablou general. Și vezi ce ne-a scăpat nouă și de unde a pornit eroarea este că n-am luat în calcul această componentă energetică. Deci noi știm că suntem energie, dar nu ne-am dus să vedem această energie ne dă informații. Exact. Pentru că era normal să ne dea informații, că vorbim, uite, și când vorbim de Reiki și diverse, e vorba energo-informațională, adică e clar că suntem energie informată. Exact, vibrație, frecvență, energie.